În numele Tatălui, al Fiului, Sfântului Duh, amin, Hristos a înviat. Te-ai arătat slăvită înviere, iubirii îndurerate la mormânt, și întâia fericită mângâiere, vestită a lumii întâiul crezământ. Te-ai arătat duioasă însoțire, înspre Emaus frumoasei prietenii, dând binecuvântata împărtășire, statornicei adânci credincioșii. Te-ai arătat prin ușile încuiate, primejduiților ascunși urmași. Te-a dus pe veci credinței încercate, de plin încredințări că n-ai s-o lași. Te-ai arătat credinței clătinate, dovada pipăitei bucurii, încredințarea veacurilor toate și vină neprimitei mărturii. Te-ai arătat la mare alinare, la mare alinarea regretului trecutei slăbiciuni, lăsând credinței mari numai cărarea curajului trăitelor minuni. Te-ai arătat mulțimii fericite, transfigurând 500 de priviri, dovada învierii prea slăvite, crezând, strigăm și noi adeveriri. Deschidem Sfânta Scriptură și lecturăm împreună de la Sfânta Evanghelie de la Luca, capitolul 24, de la versetul 13 la versetul 35 inclusiv. Iisus se arată la doi ucenici. În aceeași zi, iată că doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la depărtare de 60 de stadii de Ierusalim, și vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase. Pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei, dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați între voi pe drum? Și ei s-au oprit uitându-se triști. Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis, tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei i-au răspuns, ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod? Cum preoții cei mai de seamă și mai mari noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit? Noi trăgeam nădejde că el este acela care va izbăvi pe Israel. Dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Ba încă, niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire. Ele s-au dus zi dimineață la mormânt. Nu i-au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el este viu. Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt și au găsit așa cum spuseseră femeile, dar pe el nu l-au văzut. Atunci Iisus le-a zis, o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Când s-au apropiat de satul la care mergeau, el s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dar ei au stăruit de el și i-au zis, rămâi cu noi, încă ce este spre seară, și ziua aproape a trecut, și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul, nu ne ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors la Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Erau deja prin anul 60-70 după Hristos, deci trecuseră vreo 30-40 de ani de la această întâmplare. În Grecia, a celor cărora Sfântul Evanghelist Luca le-a scris această Evanghelie, se simțea oboseala drumului, se simțea oboseala purtării crucii după Hristos și era nevoie ca nouă comunitate de creștini, de credincioși, nouă biserică, să ia forță de undeva, să ia de undeva putere să continue pe cale. Nero prigonise biserica prin anii 64, omorâse cu sabia pe Sfântul Pavel, omorâse crucificându-l cu capul în jos pe Sfântul Petru. Romanii încercuiseră Ierusalimul și l-au arat, au aruncat cu sare pe el, au dărâmat templu. Și pentru noua comunitate lucrurile nu stăteau așa de bine. Chiar unii dintre ei, se spune în epistola către evrei, începeau să se întoarcă la iudaism, nemai punând preț pe Hristos și pe creștinism. Și în acel moment se punea întrebarea, de unde să mai luăm putere să continuăm drumul?
Și în mod genial, prin Duhul Sfânt inspirat, doctorul Luca ne scrie despre doi oameni care într-o zi de duminică părăseau Ierusalimul și mergeau spre Emaus, o localitate la vreo 11 km distanță. Părăseau comunitatea de credincioși și se duceau undeva la țară. Ni se spune că unul dintre ei se numea Cleopa. Probabil acest Cleopa, dacă citim în Sfânta Evanghelie de la Ioan, ni se spune că soția acestui Cleopa era rudă cu Maica Domnului. Deci probabil că acest Cleopa ar fi fost frate de trup cu Iosif, logodnicul Mariei. Deci oarecum trupește unchi al Domnului Iisus Hristos. Despre celălalt nu ni se spune ce nume are. Unii presupun că ar fi Luca, din cauza că el dă foarte multe detalii despre această întâmplare. Deși citind Faptele Apostolilor, vedem că abia în capitolul 16 Luca se alătură noii comunități, noului grup misionar format de Sfântul Apostol Pavel și pleacă cu ei. Eu cred că în mod voit Luca, evanghelistul, nu ne-a scris cine este cel care mergea cu Cleopa pe drumul spre Emaus. Știți din ce cauză? Pentru că Luca ar vrea ca să mergem noi spre Emaus. Luca ar vrea să-l însoțim noi pe Cleopa spre Emaus. Luca simte că noi astăzi, la Roma, în oboseala drumului pe drumului credinței, după Hristos, avem nevoie de o călătorie spre Emaus. După înviere, după ziua învierii, avem nevoie să mergem spre Emaus. Îmi place că în această evanghelie, ziua învierii nu se termină. Ni se spune că în ziua întâia săptămânii, femeile au plecat dis de dimineață la mormânt. Și această zi întâia săptămânii continuă la infinit. În continuare spune, în aceeași zi, doi dintre ei, probabil spre ora 2-3 după amiază, plecau spre Emaus. Dar în aceeași zi, știți din ce cauză? Pentru că învierea n-are sfârșit, fraților. Ziua învierii continuă și astăzi. Noi astăzi suntem încă în ziua învierii. Noi astăzi suntem în ziua în care toată făptura s-a transformat prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Și asta vrea să ne spună Luca. Vrea să ne spună, fraților, învierea continuă, ziua învierii continuă și astăzi. Și din ce cauză? Pentru că Hristos se arată alor lui după înviere, doar alor lui. Și, spre exemplu, dacă citim în Cartea Faptelor Apostolilor, când Domnul se arată pe drumul spre Damasc lui Saul din Tars, vine Barnaba, îl introduce în comunitatea credincioșilor, noua biserică creștină formată și spune un amănunt. Zice, fraților, pe drumul spre Damasc, Saul s-a întâlnit cu Domnul care i-a vorbit. Noi astăzi putem să spunem așa cum și cântăm, că nu-i pe lume înviere mai măreață ca atunci când crapă noaptea de păcat, când Hristos renaște un suflet la viață, nu-i pe lume înviere mai măreață. Cerul întreg e atunci un cântec minunat. Fraților, astăzi suntem încă în ziua învierii, suntem încă în ziua întâi a învierii și Hristos și astăzi poate să ni se arăte. Hristos astăzi vrea pe drumul pe care noi îl facem să vină lângă noi. Dacă urmărim scena punându-ne lângă Cleopa, vom observa un lucru. În Ierusalim, zice, femeile întorcându-se de la mormânt au mers la cei 11 și la cei care erau împreună cu ei. Pe cei 11 și pe cei care erau împreună cu ei, știți ce țineau legați, fraților? Îi țineau legați împreună Hristos. Și când Hristos a murit, ei nu mai aveau de ce să stea împreună. Nu mai avea rost să stea împreună dacă nu mai era Hristos între ei. Și doi dintre ei zic, hai să mergem la țară. N-are rost să mai stăm împreună. Fraților, pe noi ce ne ține uniți la oastea Domnului, ce ne ține uniți aici la Rustica, este Hristos, fraților. Cât timp Hristos este în mijlocul nostru, cât timp credem că Cel Înviat vine, așa cum a promis unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui, are rost să stăm împreună. Dacă avem dubii, n-are rost să mai venim aici. Este bine să plecăm dacă nu credem că Hristos este în comunitatea Lui, în oastea Lui, în adunarea Lui. Pe noi ce ne ține legați este Hristos. Doi oameni au spus, fraților, unde e Hristos? Nu mai este? Pe noi le-a legat Hristos, n-are rost să mai stăm aici împreună. Și pleacă spre Emaus, părăsind comunitatea de frați. În timp ce mergeau spre Emaus, li se arătă Hristos. Erau triști, erau obosiți, erau necăjiți, erau mâhniți, chiar spune aici, s-au uitat triști la el când li s-a alăturat pe drum străinul.
Fraților, în timp ce noi poate venim aici la adunare cu ceva probleme, fiecare cu ale lui, unii au probleme duhovnicești, unii vin apăsați de păcate grele, unii vin cu probleme trupești, alții vin cu probleme financiare, alții vin cu probleme în familie. Și pe drumul acesta al credinței, la un moment dat, suntem obosiți și triști și ne punem noi, în mintea noastră, întrebarea: unde este Hristos? Știți unde este Hristos, fraților? Zice, lângă ei, în pas cu ei, s-a apropiat și pe cale mergea Hristos. Cel care ei credea că nu mai este în istorie, că a dispărut din viața lor, că a dispărut din realitatea vieții trăite, era lângă ei, fraților. Cei pe care ei l-au numit străinule, era cu ei, fraților, era lângă ei, nu-l vedeau ei. De asta am cântat noi chiar duminica trecută, cred, Doamne, Tu în necazuri lângă noi rămâi. Pentru că noi chiar credem că în necazurile noastre, în mâhnirile noastre, lângă noi vine Hristos. Poate ni se pare uneori că Hristos este absent. Nu este, fraților, este lângă noi. Ochii noștri sunt împiedicați să-L vadă. A mers străinul și străinul a pus o întrebare unor oameni care au fost o perioadă cu el. Și zice, voi ce vorbeați între voi pe drum? Acum ceva duminici în urmă ni se spunea, fraților, când plecați de aici de acasă, încercați să faceți cum făceau creștinii din Berea, adică deschideau Scriptura acasă și cu Scriptura în mână verificau dacă ce li s-a spus este adevărat. Nu luau așa totul pe nemestecate. Dacă ar veni Hristos când plecăm acasă, în timp ce noi în mașină, poate cu copiii în spate, bârfim frații, vorbim de rău frații, vorbim de rău adunarea, și ne-a spune, ce vorbiți voi aici între voi? Cred că am intrat în pământ de rușine. Pentru că Hristos, nevăzut, fără ca să ne dăm noi seama, este lângă noi și în acel moment. Fără ca noi să ne dăm seama, Hristos vine și îi întreabă pe ai Lui, pe cei care spun pocăiți, ce vorbiți între voi pe drum? Că ce vorbim în adunare știm cu toții ce vorbim. Cântăm, citim din Scriptură, zicem poezii. Este foarte bine în adunare. Problema se pune, creștinismul nu este doar de duminică. Creștinismul este de zi cu zi, de viață trăită, în muncă, în familie, în relații cu vecini, cu oameni, cu soț, cu soție, cu copii, cu frați. Asta este creștinismul. Vedeți, vine Hristos și Hristos face un lucru. Întrebându-i pe cei doi despre ce vorbeați pe drum, acești doi, luați foarte repede, dau o definiție frumoasă Domnului Iisus Hristos. Zice, vorbim despre Iisus din Nazaret, proroc puternic, în fapte și în cuvinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Dacă ne-ar lua pe noi cineva repede acum, când plecăm acasă, întreabă ce este oastea Domnului? Părintele Iosif a știut că o să avem dificultăți să răspundem și o să înceapă unii, păi noi ne întâlnim după amiază, noi nu bem, noi nu fumăm, noi nu. Nu, Părintele Iosif zice, fraților, voi sunteți oameni care l-au aflat și îl vestesc pe Iisus Hristos, cel răstignit. Asta sunteți. Te întreabă cineva repede, în ce crezi tu? Eu cred în Iisus Hristos, cel răstignit. Luca, evanghelistul, și aici, și la începutul cărții Faptele Apostolilor, scrisă tot de el, dacă citim acasă, pune accent pe un lucru, accent care rămâne valabil la noi la oastea Domnului. Spune, Iisus din Nazaret, proroc puternic în fapte și apoi în cuvinte. Când începe el cartea Faptelor Apostolilor, spune așa, fraților, Teofile, îți scriu despre istorisirea a ceea ce a început Iisus să facă și să învețe. La noi, la oastea Domnului, există un slogan, a fost, este și va rămâne în veci valabil. Întâi să fim, apoi să facem, spune fratele Traian. Adică nu că tu ești un păcătos, faptele tale sunt de rușine în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor și vrei să ai cuvinte, să iei cuvântul în adunare, fără să ai legământ, spre exemplu. Vrei să fii important în comunitatea fraților credincioși, în adunare. Nu, fraților. Se pune foarte mare accent pe fapte, că din gură, zice, avem și poezia ce te-a lăudat, pe buze, Doamne. Pe buze, toți suntem creștini adevărați, dar Sfânta Scriptură, evanghelistul Luca, doctorul de trupuri și de suflete, are grijă să ne întoarcă iarăși la realitatea creștinismului, care stă întâi în niște fapte și apoi în mărturisire de credință. Ni se spune că Hristos, zice, era mare înaintea oamenilor, nu fraților, că înaintea oamenilor, oricare dintre noi de aici poate să fie foarte mare. Zice, Hristos era mare înaintea lui Dumnezeu și apoi în fața oamenilor. Iarăși un accent pe care noi îl uităm. Noi credem că dacă ești important în adunarea, ce știu, de la Roma, ești cineva.
În fața lui Dumnezeu s-ar putea să nu fie nimic. Apostolul, evanghelistul Luca ne întoarce iarăși cu picioarele pe pământ și spune: fraților, hai să așezăm iarăși temelia lucrurilor de la început. Fapte, vorbe, Dumnezeu, oameni. Și dacă o luăm așa, vom merge spre Emaus după Hristos. Încă un lucru. Au oamenii probleme. Te apropii de ei. De unde cauți răspunsuri la problemele lor? Din, cum spun unii dintre noi, are școala vieții? Nu valorează nimic, fraților. Din experiență personală, foarte puțin valorează. Din ce ai mai citit tu pe aici, pe acolo, nu-l ajută. Din cursuri de psihologie pe care le-ai făcut la școală, sunt valabile până se duce acasă și se ceartă iar cu ce știu eu cine. A venit Domnul Iisus Hristos și ne spune așa: a luat Scriptura și la necazurile lor și la mâhnirile lor și la preocupările lor, răspunsul a venit din Scriptură, fraților. Singurul răspuns care dă valoare dialogului dintre un om cu probleme și celălalt, care ar putea să dea o soluție, este acesta, din Scriptură, deschizând Scriptura. Oamenii aceștia credeau că Dumnezeu nu mai avea putere în istorie. Li s-a părut lor că Dumnezeu nu mai conducea destinul creștinismului. Li s-a părut unora, poate și asta, că Dumnezeu nu mai conduce oastea Domnului. Și vine evanghelistul Luca și spune: fraților, haideți să luăm Scriptura, să o luăm de la Psalmi, să o luăm de la Moise și să vedem. Nu trebuia să se întâmple așa cu Hristos, că trebuia să fie răstignit, să sufere? Trebuia. Vedeți că Dumnezeu încă este El cel care controlează istoria? Este. Credem în continuare în El? Credem, or fi zis comunitatea de atunci. Mă gândeam la acest lucru, că atunci când părintele Iosif a încercat ca să întoarcă privirile ostașilor spre Scriptură, știa ce face, fraților. Nu știm noi ce facem atunci când nu citim Scriptura, nu știm noi ce facem atunci când nu știm în ce... Ce știu, unde se găsește Evanghelia la Marcu în Scriptură? Nu știm noi ce facem atunci când avem Biblia noastră personală. Asta e o problemă foarte gravă a noastră. Dar Hristos, prin gura celui străin care mergea spre Emaus și prin scrisul evanghelistului Luca și prin gura mai aproape de noi a părintelui Iosif, știa ce spune. Că Scriptura dă soluții la problemele vieții. Că Scriptura te apropie de Hristos. Mă gândeam că a trecut Paștele. Noi spunem, vorbim despre înviere. Nu, fraților, noi nu vorbim despre înviere. Dumnezeu nu este ca noi ca să aibă nevoie să facă lucruri senzaționale ca să-și arăte puterea în istorie. Învierea lui Hristos nu a avut martori. Nu a existat martori ai învierii lui Iisus Hristos. Nimeni nu poate să știe și să ne spună cum a înviat Hristos. Au existat arătări ale Domnului Iisus Hristos după înviere, ca cea de astăzi. Și Hristos se arată oamenilor după înviere, dar învierea în sine n-a avut martori. Dumnezeu n-a avut nevoie de lucruri senzaționale, pentru că El deja era mare, El deja era sfânt, El deja era viu și nu avea nevoie ca să impresioneze pe nimeni. El spune ceva: vreți să credeți? Credeți. Nu vreți? Nu credeți. Nu vinem aici să vă impresionăm cu ceva. Vine Hristos și mă gândeam la următorul lucru: cu ce rămânem noi după înviere? Acești oameni, mergând spre Emaus, la un moment dat au spus un lucru. I-au zis: străine, știi ceva? Ne place să stăm cu tine. Cei 11 kilometri de mers împreună, probabil vreo 2 ore, au fost destul de scurți. Profitând de faptul că soarele apune, ce ai zice dacă rămâne toată noaptea împreună? Și străinul s-a prefăcut că vrea să meargă mai departe. Ei au insistat și străinul zice: bine, intrăm împreună la masă. La masă s-a petrecut un lucru. Dacă urmărim, spre exemplu, din Sfânta Evanghelie la Marcu, cina cea de taină, momentul în care Hristos instaurează Euharistia sau ceea ce noi numim împărtășanie, se spune că era spre seară, Hristos stătea la masă, Hristos pune mâna și a luat pâinea, binecuvântează, rupe și le dă. Ceea ce noi astăzi numim Euharistie. Dacă vom citi Faptele Apostolilor, vom vedea că ei, prima comunitate de creștini, neavând Biblia scrisă încă, stăruiau în frângerea pâinii, în părtășia frățească și în învățătura apostolică, adică a celor care mărturiseau despre Hristos. M-am gândit la următorul lucru.
că acolo unde vine Hristos, Hristos schimbă atmosfera, Hristos schimbă situația. În ce sens? Au venit Hristos lângă ei pe când erau triști și debusolați, dialogul și frumusețea dialogului cu Hristos îi face să le fie așa de drag străinul încât să spună, hai să mai stăm împreună. Și un om credincios asta trebuie să facă. Spunea fratele Traian fraților care participau la cenaculurile literale pe atunci, când întreabă un frate, cred că fratele Nelu Beg a întrebat, care trebuie să fie relația dintre un credincios și un necredincios? Au voie un credincios să fie prieten cu colegul lui de bancă necredincios? Are voie un credincios să fie prieten cu cumnatul lui necredincios? Și fratele zice, are voie cu o condiție, credinciosul să influențeze situația. Credinciosul să fie așa de credincios încât să aibă putere ca el să influențeze atmosfera din jurul lui. Când celălalt zice, hai să bem o bere, credinciosul zică, nu, hai să vorbim ceva mai interesant despre arătările Domnului Iisus Hristos prin înviere. Când celălalt spune, hai să mergem nu știu unde, credinciosul să aibă puterea să zică, nu, hai să mergem în altă parte, într-un loc mai neutru, să zic așa, dacă putem folosi expresia din punct de vedere lumesc. Dacă ai puterea să influențezi atmosfera, te apropii de Hristos, care merge spre Emaus, influențând-o pozitiv, ducând oamenii cu gândul spre Dumnezeu, ducând oamenii cu gândul spre Scriptură. Și mă gândeam la acest lucru. Ce se întâmplă după Paști? Cu ce rămâne noi după sărbători? Vedeți? După sărbători se rămâne cu Scriptura, pe care Hristos o tălmăcește, se rămâne cu împărtășania, pe care unii sau majoritatea de aici ați făcut-o, la noi la biserică, dar mai rămâne cu ceva după înviere, fraților. Au plecat de la Ierusalim, zice, erau împreună ucenicii și cei care erau cu ei. Doi au plecat spre Emaus. S-au întâlnit cu Hristos, care le-a deschis Scriptura, s-au întâlnit cu înviatul, s-au împărtășit și care a fost pasul următor? Întoarcerea lui Ierusalim la cei 11 și a celorlalți de împreună cu ei. Un test simplu pe care fiecare poate să-și facă în acest moment, în adunarea oastei Domnului din Roma, după sărbătorile de Paște, este următorul. Perioada de sărbători m-a apropiat sau m-a îndepărtat de frați? Când fratele Traian scria, mă duc și unde-s frații, iubirea în veci mă ține, dar nu pe ei îi caut, ci ei te caut pe tine, chiar credea fraților lucrul acesta. Și dacă au trecut sărbătorile și dacă suntem la aproape o lună de la Paști și mai tare te-ai certat în acea perioadă cu frații, mai tare ai tulburat adunarea oastei Domnului, mai tare te-ai certat cu colegii la muncă, mai tare te-ai certat cu soția acasă, fraților, învierea nu a avut încă efect în viața noastră. Drumul spre Emaus l-am parcurs anapoda, fără ca să urmărim aceste etape. Hristos viu, Scriptura, împărtășania și apropierea iarăși de frații pe care i-am pierdut noi înainte de întâlnirea cu Hristos. Că doar depărtarea de Hristos se depărtează de frați. Vedeți, vine apostolul iubirii, care era un om așa de gingaș. Am făcut, o să facem săptămâna viitoare la școala biblică despre arătările Domnului din Evanghelia după Ioan. Dar ce să-mi spune la un moment dat un lucru? Zice, fraților, dacă vreo unul dintre voi spune că iubește pe fratele său, pe care nu-l vede, și că, zice, dacă vreo unul dintre voi spune că iubește pe Dumnezeu, pe care nu-l vede, și urăște pe fratele lui de aici din față sau din spate, pe care îl vede, vă zic eu, Ioan, că este un mincinos. Destul de dur de la un om așa de gingaș. Pentru că noi, fraților, nu ne mai întâlnim cu Hristos. Drumul spre Emaus a fost scris unor oameni care fizic nu s-au întâlnit niciodată cu Hristos. Dar știți cu ce s-au întâlnit? Cu frații. Maria Magdalena, când vrea să-L îmbrățișeze pe Hristos, Hristos spune, nu, Marie, relația mea cu tine după înviere nu mai este aceeași ca înainte. Relația mea cu tine este prin trupul lui Hristos, care este biserica. Du-te și îmbrățișează frații mei dacă vrei să îmbrățișezi ceva. Și Maria zice, s-a dus înapoi la apostoli, a vorbit cu Petru, cu Ioan, au venit și ei la mormânt. Cred că testul pe care trebuie să ne-l facem după înviere este acesta. Ne-am apropiat sau ne-am depărtat de frați? Pentru că un test pe care ne-l facem fiecare, cele văzute, vizibile, mersul la biserică, mersul la adunare, l-am făcut. Cel interior, invizibil, ne-l facem singuri. A început, fraților, dialogul dintre ei destul de dur. Adică ei spun străinului, tu ești singurul străin, tu nu știi despre ce vorbim, ție nu-ți pasă de ce discutăm noi. Străinul, la rândul lor, îi apostrofează și zice, sunteți zăbavniși cu inima, sunteți încet, puțin pricepuți, să vină acum unul zic că ești nepriceput, te-ai supăra.
Dar cu Scriptura în mână s-au apropiat unii de alții, fraților. Cu Scriptura în mână au stat la masă. Dacă Scriptura, care se citește în adunările oastei, divide, dezbină, pune ură între frați, spiritul drumului spre Emaus iarăși nu este între noi. Spiritul drumului spre Emaus, cu Scriptura în mână, apropie de Hristos și apropie de frați. Și se creează o părtășie și o atmosferă de dragoste încât ai stat zile întregi, n-am mai plecat de acolo. Ce-i de făcut acum? Poate, uitându-ne în urmă, am meditat, ne-am făcut un bilanț, cum se spunea, și ne dăm seama că totuși am ratat încă o sărbătoare de Paște. Din păcate s-a întâmplat așa. Soluția o dă tot cel înviat, tot aici spre Emaus. Când s-au întors în Ierusalim, prin ușile încuiate intră Domnul. Știți ce le spune Domnul? Mergeți la toată lumea, voi acești martori învierii, și propovăduiți următorul lucru, pocăința și iertarea păcatelor în numele lui Iisus Hristos. Astăzi, înviatul care a mers cu ei spre Emaus le spune la fel, fraților, prin pocăință, prin mărturisirea păcatelor, prin părerea de rău, cel înviat te iartă. Cel care s-a răstignit pe Golgota te iartă. Zice, această mărturisire pe care le-a însărcinat-o Hristos ucenicilor a rămas valabilă. Iertarea de păcatelor vine în urma pocăinței. Nu degeaba cântăm noi, căci plânsul pocăinței poate grăbi dumnezeiescul har ce iartă orice păcate și îndulcește orice amar. Și fraților, nu uitați, Emaus poate fi pe orice cale, Domnul e puriuri, tainicul călător, se alătură pe drum mâhnirilor tale și seara la hanul sărac ți-e însoțitor. Cunoaște-l pe cel ce binecuvântează, pâinea Duhului cu tine frângând, el suruzându-ți te ospătează și până la moarte nu vei fi flămând. Amin, slăvit să fie Domnul!